Bună ziua sau bună dimineața, cum vreți. Dacă mă vedeți cu șorțul, înseamnă că iar vă prezint un aliment foarte bun. E vorba despre avocado. Iarăși, nu este un aliment din țara noastră, dar este bun. Acum, eu am văzut niște documentare care m-au îngrozit pe Netflix. Se numesc putreziciune și am înțeles că există o adevărată mafie a culturii de avocado care se lasă cu crime, ca și în droguri, carteluri și așa mai departe. La un moment dat mă gândeam serios dacă să continui să consum sau nu acest fruct care dă atâta suferință umană. Avocado iarăși este un aliment care este mare consumator de apă, de resurse de apă. Deci ce vedem noi aici nu înseamnă doar 200 de grame de fruct, înseamnă câteva sute de litri de apă și foarte multă muncă în spatele lui și, în fine, dacă vrem să vedem per ansamblu. Dar hai să nu o luăm cu lucrurile rele, hai să vedem lucrurile folositoare, dacă tot îl avem. Mie personal nu mi-a plăcut avocado. Fără gust, fad, grăsos, unturos, trebuie să îl faci cu ceva ca să meargă. Dar este un aliment extraordinar de bun, mai ales de la o vârstă încolo și mai ales pentru doamnele care au colesterol mare. Eu ca medic, să știți că nu m-am repezit niciodată să recomand pentru colesterol, ia atorvastatină, ia simvastatină, ia maximum de nu știu ce, dă milioane pe medicamente care îți cad colesterolul. Degeaba iei medicamente dacă nu reduci din alimentații colesterolul. Culmea este, colesterolul are gust bun. Dacă vreți, smântâna este colesterol pur. Ce e mai bun decât smântânica care îi pune peste tot? Untulețul care le pune peste tot? Friptura coleacă de slăninuță pe grătar? Și așa mai departe. Gălbenușul de ou care îl iei cu pâinea. Toate astea sunt bune pentru că au colesterol. Numai că, uite, colesterolul ne scurtează viața. Și atunci, hai să mai înlocuim, da? Hai să mai înlocuim untul de pe pâine cu avocado. Avocado nu are colesterol. Colesterolul este doar în regnul animal, adică ce are picioare și merge. Are colesterol. Ce crește cu rădăcină nu are colesterol. Deci se spune că avocado chiar ar avea proprietatea de a crește colesterolul bun și a-l scădea pe cel rău și a ne curăța arterele de la o vârstă încolo. Și îl putem pune în salate. Pur și simplu tocat, mărunțit, îl punem în salată și nu mai adăugăm ulei. Eu am găsit în magazine și ulei din avocado, la sticle așa mai mici, la un preț, zic eu, corect până la urmă, mai scump decât uleiul de măsline, dar nu foarte scump și dacă pui în salată câteva lingurițe, cel mult o lingură, dacă tăcă se merită. Eu am să vă învăț acum să vă faceți niște guacamole. Dacă știți rețeta, asta este, eu am să vă spun cum am adaptat-o eu ca să mi-o fac oricând și foarte ușor. Pentru o porție de guacamole am două fructe de avocado. Trebuie să fie așa o leacă molcuțe ca să fie bune. Dacă sunt tari, trebuie să le mai lăsați la temperatura camerei până devin moi. Eu am și o ustensilă cu care curăț avocado. Vă recomand măcar o dată pe săptămână să consumați avocado. Am scos și... Deci am obținut chestiile astea, care acum încerc să le curăț cu... Uite că merge ustensila. Numai că am să tai o părticică care s-a mai negrit și eu nu obișnuiesc să pun părțile astea puțin deteriorate de la plante. Probabil că nu sunt prea grozave pentru sănătate.
au toxine, aflatoxine, nu știu. Mai bine nu. Bun, deci două chestii de avocado, două fructe de avocado. Unul era deja pus. Stați liniștite. Un ardel roșu. Asta face sarea și piperul. Ce se mai pune? Se stoarce o lămâie. În unele rețete se recomandă și o limetă. Deci o lămâie și o limetă. Sau două lămâi mai mici sau o lămâie mai mare. Eu pun o lămâie ca atât am acum în casă. Așa. În rețeta originală, deci în rețeta originală mai trebuie pus și puțin ardel iute. Eu nu am, dar am o leacă de boia de ardel iute. Pun așa la ochi, nu-mi place foarte condimentat, dar îi dă o savoare. Așa. Puțină ceapă se pune. Se poate toca foarte mărunt ceapa și pune. Dar eu nu prea mănânc ceapă pentru că are estrogeni. Deci mănânc puțin și rar ceapă, așa că nu am în casă că se strică. Și puțin usturoi, la fel. E cu un aliment cu estrogeni, mai puțin că e mai drăguț, dar la guacamole nu se poate fără. Ce mai punem? Piper, da? După gust, după cum mi se pare nouă că ar merge. Sare, da? Aici sarea trebuie. V-am spus, este destul de fad. Și roșii se pun. Roșiile ar trebui decojite și tăiate foarte mărunt. Pentru că eu sunt cam leneșă la capitolul curăță roșii și așa mai departe, am să folosesc pastă de tomate, nu sos, pastă mai groasă de tomate, da? Deci, cât în cap. Pun toată cutia pentru că merge. Și după aceea blenduim. Cred că n-am uitat mare lucru. Acum, dacă vreți, puteți să vă mai alintați și să puneți niște semințe de cânepă, niște, cred că merge niște drojdie inactivă, care îi mai îi dă oarecare aromă și așa mai departe. Ei, Doamne, ce-am făcut cu capacul? N-am făcut nimic, era aici. Ok. Și acum... ce am uitat și am să desfac capacul. Ultima oară când am făcut guacamole, numai puțin, mi-a ieșit extraordinar de bună pentru că am adăugat, mie îmi place să inventez în bucătărie, am adăugat o mână de, cum se cheamă, alune din astea. Nu caju, spuneți pe nume. Așa, și i-a dat o consistență foarte plăcută, foarte plăcută, nu cremoasă, puțin crocantă. Ok. Se păstrează într-un borcan de sticlă la frigider și ține 2-3 zile. E foarte plăcut de pus pe pâine în loc de unt. E foarte bun de adăugat ca sos la paste chiar. Și o să-i vedeți în momentul când îl gustați, o să vă dați seama că merge și pe lângă o porție de orez sau pe lângă niște cartofi. E un aliment foarte tonic, vioi, dintr-un fruct foarte fad. Să știți că în țara de origine, în Mexic, guacamole se consumă tradițional cu mămăligă din aia uscată, cum se cheamă, mă rog, fulgi de porumb. Da? Tortilla. Tortilla, am scap. Da, nu sunt bucătăreasă grozavă. Mie nu-mi place cu tortilla, mie îmi place cu pâine. Și ca și coeficient de calorii,
Ajunge undeva la 200 de calorii pe 100 de grame, nu m-am uitat pe calculator, dar cam pe acolo se învârte, în jur de 200 de calorii. Dar este o explozie de gust, de culoare, de sănătate. De aceea, încercați să înlocuiți o fripturică, o brânză cu smântânică, știți, cu... Uite, un aliment care îți aduce grăsimi sănătoase în alimentație și te ajută să faci ceva bun pentru sănătatea ta. V-am pupat, v-am reținut foarte mult.